Senatul, ca for decizional, a adoptat înainte de Crăciun pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinții consiliilor județene și vicepreședinții acestora. Pentru ca un ales local să beneficieze de această pensie specială, este nevoie să aibă cel puțin un mandat complet. Pensia se calculează în funcție de un indice de 0,55% din indemnizația brută aflată în plată în momentul solicitării acestui drept, înmulțit cu numărul de luni de mandat, însă în limita a 3 mandate. Această pensie poate fi cumulată cu orice tip de pensie din sistemul public, venind astfel în completarea altor venituri, însă nu poate fi cumulată cu o altă pensie specială, cum ar fi cea de parlamentar. Dacă se află într-o astfel de situație, aleșii locali vor trebui să opteze pentru ce pensie specială doresc să aibă în plată. Legea nu este pe placul Guvernului României, care pe 26 decembrie a depus o sesizare la Curtea Constituțională, reclamând faptul că actul normativ ar încălca mai multe articole din Constituție, iar bugetul de stat ar fi afectat cu aproape 400 de milioane de lei. Potrivit Guvernului, de legea pensiilor speciale ar beneficia 16.300 de aleși locali, iar deficitul creat ar fi peste cel agreat de Parlament. Astfel, dacă legea devine operațională, primarul general al capitalei poate primi pentru un mandat 2.130 de lei pe lună, pentru două mandate 4.260 de lei, iar pentru trei mandate 6.390 de lei. Un președinte de Consiliu Județean ar putea primi între 1.746 de lei pentru un mandat și 5.238 de lei pentru trei mandate. Un vicepreședinte de Consiliu Județean pornește cu o pensie de 1.569 de lei pentru un mandat și poate ajunge la 4.707 lei pentru trei mandate. Un primar de municipiu poate primi pentru un mandat 1.506 lei, iar pentru trei mandate 4.519 lei pe lună. Iar un primar de comună cu 3.000 până la 7.000 de locuitori poate primi pentru un mandat 1.061 de lei, pentru două mandate 2.122 de lei, iar pentru trei mandate 3.183 de lei. Legea pensiilor speciale pentru aleșii locali a fost contestată în cadrul dezbaterilor din Senat de PNL, care a părăsit sala de ședințe în momentul votului, iar o altă controversată lege este cea privind pensiile speciale pentru parlamentari, care a fost promulgată miercuri de președintele Klaus Iohannis, după ce acesta ceruse reexaminarea legii. Legea nu a fost însă atacată la Curtea Constituțională.